avem stele pe care noi nu le știm, dar deșteptarea de le prezintă. Alexei Sârbu din Peresecina a învățat de la tatăl său meseria de bărbat. I-a mers pe urme și a devenit marinar, făcându-și serviciul militar pe un submarin. De ziua flotei submarine, Alexei a decis să-și viziteze colegul pe care l-a văzut ultima dată acum 33 de ani. Cine e mare, dulcă mare, zăcărmoi. În copilărie, Alexei Sârbu și fratele lui Valeriu au jurat că vor cuceri cerul și oceanele. Alexei își dorea să devină aviator, iar fratele lui se vedea marinar. Ar fi fost straniu ca cei doi băieți să nu calce pe urmele tatălui lor, care o parte din viață și-a dedicat-o flotei submarine a Mării Negre. Femeia noastră e o dinastie de marinari. Tatăl meu a dus slujbe pe scafandru greu, cejalăvesnă, așa se numea el. Fratele meu, destinul lui a fost flota maritimă, pe urmă, eu la flota maritimă. Și într-adevăr, când e sărbătoarea asta, asta e pentru noi chiar o sărbătoare și familiară. Cea mai lungă călătorie a lui Alexei Sârbu cu submarinul a durat 8 luni, timp suficient pentru a înțelege cât de mult i s-a făcut dor de plaiurile natale. Alexei nici nu bănuia că la mii de kilometri distanță va auzi o melodie care îl va aduce acasă. Așa a trecut pe mine, adică ca o săgeată prin tot corpul și ca să nu mă vadă nimeni, am plecat în adâncul submarinului, ca să nu mă vadă nimeni, în trum era acolo. Și am tras o boșitură, cum spune rusul, o dușă, știți, dorul. Și de atunci folclorul pentru mine e a doua parte a mea. După 3 ani, Alexei a revenit acasă, dar nu pentru mult timp. Imediat după serviciul în flota submarină, acesta a hotărât să devină aviator. Alexei Sârbu a reușit să zboare pe cele mai populare avioanele timpului și a ajuns să fie numit comandant de navă. Astăzi răsfoiește albumul cu pozele vechi și încearcă să-și amintească cele mai frumoase clipe, dar nu vrea să o facă de unul singur. De aceea merge în vizită la Vasile Obreja, colegul său de submarin, pe care nu l-a văzut de 33 de ani. А над нами шумит волна, а над нами придет весна. Vasile Obreja încearcă să-și stăpânească emoțiile. Îi povestește lui Alexei ultimele noutăți. Cum muncește în Italia, cum îi merge. Îi mai spune că de 2 ani nu mai are cine să-i spună tată, deoarece i-a murit unecul fecior în care își punea toată speranța. La un pahar de vorbă, prietenii își amintesc de tinerețe. Chiar îmi pare ghiri că de-a bătălit la submarină. Atâta educație mi-a dat în mod, deși, în mod ca să fiu curat, să fiu disciplinat, să fiu, să nu arăt cu deștul la altul, să nu este ecat așa, m-a educat. Astăzi Alexei Sârbu este președintele Asociației Art Show. Acesta a crescut 4 copii, iar unul dintre ei chiar era gata să meargă pe urmele lui. Este vorba despre fostul membru al formației Ozon, Radu Sârbu. Când împlinisem 17 ani, mă gândeam că aș vrea și eu să-mi fac serviciu militar pe submarine. Am plecat în Murmansk, la unchiul meu, unde mă gândeam eu așa că o să fac acolo serviciu militar. Dar până la urmă mi-am schimbat opțiunile, m-am reorientat către muzică. Deși Republica Moldova nu are ieșire la mare, pe 19 martie moldovenii sărbătoresc Ziua Flotei Submarine.